Nu știți voi că sunteți mădulare la un singur trup? Uitați-vă în Roman 12, 1 Corinteni 12, Efesem 4 și așa mai departe. Simbolismul este de la sine înțeles. Biserica locală este un trup, a cărui cap este Hristos, ea este de la sine stătătoare. Eu dacă zic, nu este clar că eu sunt un singur trup, dar mânurile mele nu știu unde. Una e la Suceava și una e la București. Zice, bă, nu știu ce trupul e ăsta. Eu din câte știu, trupul are un cap, trupul are mădulare și toate îs unite, ne spune și Scriptura, prin legăturile, prin ligamentele, bine închegate. Asta e un trup. Simbolismul acesta, imaginea aceasta ne arată că fiecare biserică locală reprezintă trupul lui Hristos și ea se raportează direct la cap. Și fiecare biserică locală este binecuvântată cu toate mădularele care are nevoie. Are nevoie de o gură să vestească Evanghelia? Dumnezeu a rânduit să fie evangheliști în acea biserică. Are nevoie de diverse mădulare care să fie mâini și picioare și așa mai departe? Dumnezeu a binecuvântat fiecare biserică și binecuvântă fiecare biserică adevărată cu mădularele necesare. Altfel spus, Dumnezeu nu instituie biserici locale handicapate. Asta nu înseamnă că ele sunt desăvârșite din prima zi, asta nu înseamnă că nu există un proces de creștere, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu dă din ce în ce mai mult belșug, da? Mai multe daruri, mai multă creștere spirituală, dar înseamnă că fiecare trup local are tot ceea ce e necesar ca să fie un trup.